민아. 시골 표정은. 응? 아, 하이, 하이, 하이. 이거 아셔? 두 파트 아싸 이 인트로 다? 이마 이제 이스테 그 데비 셀 픽세스 코머로 쇼스 네? 수스 이마 문 아싸 코거는 브리노 그 피치오로 피치기 요틴 코머나 다 브리오스 바릇 그래 이데야 다? 수스 수스 Adesso in un ultimo momento che si fini fissato. Non togli, no? Sus. Adesso, da canto con questa scia, non c'è chance. Quindi che sento? Axa mea, axa mea mi dà, mi permette se voglio un coach. Să mai deschizi. Da? Da? Oprește-mă. Poate fi fără fisica o aruncare. Da?
dacă îl folosesc ca o aruncare, atunci mă aștept că nu voi putea să mă duc după el și să-l fixez. Nu? Dar dacă îi blochez brațul, da, și des de regulă, îl arunc, tocmai ca să-l arunc cât mai tare, cât mai departe, da? Ca să țin contactul, că să-mi lăsa alerg după el după ce îl arunc. Să-l fixez, da? Nu, 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 nu se fac. Forma aceasta cu aruncare, de obicei, se folosește într-o luptă reală. Strada, la altă parte, unde n-am simplu, m-a pus să duc foarte jos, nu foarte corectă, foarte rotundă, foarte controlată. O formă de dojo, care înseamnă cumva cu un kata, o formă de luptă în care tehnica este imperfectă, dar eficientă. Nu? Las! Aici, da? N-am terminat, mai țineți-o. Unde o să ai? Urs! Da? Formele care nu se termină, care sunt foarte suficient. Nu? Ca și la și până aici, nu? Da, nu o să-mi fixez, da? Important la punctul tinerii să nu lași ca mâna ta să ducă peste cap. Da? Da? Ca să nu se întâmple treaba asta, pulsul trebuie să fie aproape din corp. Da? Și umerii aproape la fel de lați. Dacă fac treaba asta, mâna mea este inițiativă de a fi dată peste cap. Se luați? Da. În luptă se folosește o formă combinată. Poate dinerii, te cupi o țară. Deci, un. Da? Când mai trebuie o sabie, un. În momentul ăsta, patinul este obosit, nu? Aici, mă oași. Toate tinerii, e curioasă. Deci toate gestele de alt se pot transforma dintr-o formă în alta, fără nici câte probleme. Curioasă. Mă oași. Eliminar ghid. Transformarea de la un procedeu la altul este dependentă de oportunitatea care mi se oferă sau pe care o creez. Tot o să ai, da? Vine în urmă. Tot e aici. Continuare. Stai de lângă. Ele se pot oferi în timpul luptei. Partenerul îmi oferă o situație pe care o pot valorifica. Sau eu conduc mișcarea partenerului către o situație pe care mă aranjez. Da? Toate tinerii. Da? Umărul e fixat imediat. Observați? Sus. Umărul fixat. Da? Sus. Sus, rigăde! Da? Nu poate, da? Acesta este mai greu de învățat. Asta e mișcare, da? Da? Deci nu așa. Da? Și așa. Blocajul este pe gât, ca se poate ridica și o mână aici. Da? Priza. Da? Este foarte corect și este foarte bun. Are un mic efect. Trebuie să o fac perfect. Da? Dacă sunt prost, pot, da, așezat, poate nu mă poate răscuza.
dacă nu îi simulați foarte fel. Atunci vă arăt o metodă prin care să faceți mai repede și mult mai controlat. Încă, în ce? Da? O. Încă, așa. Dacă nu-mi doaie, da, eu iar trag. Deci totul este combinat. Trebuie să știi să-l controlezi pe partea de totdeauna. Știi? Ei, acum, dacă e să țiești mâna, da, este greu să te miști. Dacă fac așa și apăs aici, apăs apăs până pe mâine, da? Asta e chiar. Pentru că mâna lui preia ce se mișcă. Da? Deci, ca o cheie pe brațul partenerului meu să fie eficientă, trebuie să îndeplinească una din cele două condiții. O forțare a articulației, da? De exemplu, da? Da? Sau o torsionare a brațului și o încovoiere a lui. Da? E torsionat, acum ce să se îndoie. Îl doare, da? Deci aici. Asta e motivul pentru care aici lucrurile se petrec așa. Ele, brațul e torsionat, da? Îl doare. Deci încerc să-l înconvoi, da? Dacă ar fi așa, pot să trag de chestia asta până mâine, nu sunt de nimic. Da? Pentru că brațul nu e torsionat. E torsionat, am tras, da? E jos. Da? Așa e și aici. Da? Aici, aduc lângă mine, da? Și echilibrez. Da? În acest moment, să controlez, stau în picioare. Da? El poate fi lovit, da? Este sub controlul meu. Da? Cobor. Da, da. Da? Tendința lui este să îndoaie brațul ca să scap. Te vezi? Bun. Ce fac eu ca să nu îndoaie brațul? Cobor. Da? Și împing. Da? Dacă insiste, schimb. Brațul e torsionat. Torsionat? Da? Îl depărtez. Ca să nu tragă brațul lui, și el să vină după mine, așa cum să vină după mine, să mă lovească, da? Da? Eu am torționat brațul și m-am dus la distanță, da? Ce mă da? Până împing cum îl doare. Ca asta se bazează și această mișcare, da? Am fixat, de jos, de asta sunt în această poziție, ca să nu las umărul să fugă, da? Brațul torționat. Da? Torsiune. Asigurat cu palma aici. Torsiune. Se iasă mișcă. Îl doare mai când mai mișcă corpul, da? Pentru că brațul e foarte torsiune și se iasă în doi. Hai! Sus. Da? Mâna fixează în umărul lui. Sus. Hai, Ami. Deci, un. 2, să mergi de lovitură, până a fixat pe mână. Sus! Blocat! Du-te! Ceca? Da, deci... Da? Focus, da? Atenție! El poate... Sus! Deci am nevoie de brațul lui, ca să mă asigur. Am nevoie de datorul de aici. Aici m-am asigurat. Da? Da.
hadi sus sus. Piksa. Două conturi, da? La aici, ia cu mine. Deci aceasta e jos aici, da? Vitură, blocaj. Da? Sus. A doua. Ori mâna, ori mâneca, da? Fixat. Sus! Încercăm, fără grabă. Dacă brațul meu vine așa, da? Da? Ce ca să te opinem, mai este brațul meu, dacă îmi întoarce brațul, brațul meu se pune, nu, 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 dar nu mai. Exact, da? Brațul meu e tot fel. Dacă aici, prin așa, da? Nu așa, ce așa, da? Acum brațul meu este cel tot fel, da? Da? Și vine ca, ca la cote tinerii, nu mai bun de aruncat în care te înnăi. De fapt, este o criză de cotechnie, dacă vă uita, da? Care mă asigură, da? Că partenerul vine unde doar să reușesc eu. Dar nu. De ce? Pentru că un atac în spate presupune oarecare dificultate de control al bratelor partenerului. Primul obiectiv. Hai! Da? Dacă nu ești suficient de jos, da? 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 Deci, pune jos, da? Deci, nu uitați de treaba asta cu torsiunea în tocmai, da? De asta una mea vine, vine, ți-e greu să torsi. Hai, da, hai. Codul meu e deasupra, chiar acum vrea să plece, pleacă, da? Codul meu ține aici. Da? Sus, 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 da? Și astea sunt drept, da? Brațul meu îl apropie direct de mine, da?
Din deasupra, da? Și acum poate doi da. Și nu vreau să se face. De ce am nevoie? Voilà. Da? Deci, pun mâna într-o poziție puțin care pare nefirească, da? Da? Acum că nu trebuie să dați, se torsionează, încotro poate să-l dai, doar în jos, în sus nu. Te vin chiar deasupra copilului. Deci nu vin aici, nu aici. Da? Vin chiar deasupra copilului. Da? O să-l dau jos, mâna asta vine aici, doar să vine aici. Jos. Ce? Este extrem de important deci, un control cu apa, trebuie să înseamnă apropiere de el. Este altceva decât asta. Bună, jos, în asus. Deci, în asus. Ok. Este jos. Mâna asta se duce sus, da? Eu sunt cu fața către partener, da? Sunt într-o parte.
Nu fac așa. Nu fac așa. Da? Îmi trebuie fața că trebuie schimbă, da? Mâna vine acum așa, mă întorc. Direct. Da, și mă las direct pe piciorul de aici.